de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bună dimineața la Mesagerul de Neamț și la cafeaua de dimineață. Ne apropiem vertiginos de data de 8 martie și toată lumea ne spune ce primăvară frumoasă este. Primăvară frumoasă, am înțeles că este și în Parlament, s-a votat bugetul. De acum înainte putem spune că suntem o țară bugetată. Pe alocuri suntem și bugetari, o țară bugetofagă. Dar avem promisiuni ferme din campania electorală că vor scădea numărul angajaților la stat, nu vor mai primi bonusuri, nu vor mai fi plătiți pe cei care stau degeaba și vom avea mai puțin secretari de stat, mai puțin miniștri și mult mai puține cheltuieli aiurea. Am aflat că bugetul va fi unul curajos, sau este deja, că e votat, unul curajos, care încurajează investițiile. O să trăim și o să vedem. Noi așteptăm de la Piatra Neamț să ne vină lumina de la București, adică cota bugetară alocată județului Neamț. După aia județul Neamț, în marea lui mărinimie, să împartă cota bugetară pentru oraș, municipii, orașe și comune, iar după aceea ne suflecăm mânecile și procedem la treabă. Bineînțeles că în toată această ecuație mai există o categorie de oameni, cei care nu așteaptă de la stat nimic. Sau așteaptă de la stat multe lucruri, dar nu așteaptă să li se dea bani. Nu așteaptă să li se dea, cum să vă spun eu, lucruri pe care nu le merită. Vorbesc aici despre oamenii de afaceri care își doresc. Dar de ce să vă spun ce își doresc? Să vă spună invitatul meu. Invitatul meu de astăzi, domnul Adrian Jugan. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Mă bucur să mă aflu din nou la dumneavoastră. Și eu mă bucur să vă văd în altă postură sau în două posturi, într-o dublă postură. Om de afaceri, consilier local în Piatra Neamț, într-o nouă legislatură cu primar și viceprimar tineri, cu o echipă tânără, alături de care v-ați lipit ca marca de scrisoare, ca să zic așa. Ei, nu știu dacă este chiar așa, pentru că mă simt mai confortabil în postura de antreprenor. Asta fac de mult timp și asta știu să fac. Această calitate de consilier municipal a venit în urma unei dorințe de a mă implica și în viața politică locală. Și mă bucur totuși, într-adevăr, aveți dreptate. Avem acompaniament tânără. Îmi place zgomotul ăsta de fundal. Probabil că mă aprobă, sper. Dumneavoastră știți cam care... Culmea e că numai la invitat să face așa. Când vorbesc papagale? Atunci când invitatul spune ceva bun sau când... Nu știu, nu știm, dar o să mai aflăm. O să aflăm, da. Da. Așa cum vă spuneam, este o echipă tânără, într-adevăr, la primăria Piatra Neamț, cu primar tânăr, cu viceprimar tânăr, tineri, care eu sunt încrezător că vor aduce un suflu nou și un alt fel, un alt mod de a pune în practică lucrurile. Eu sper, noi sperăm. Știți cum sunt tot felul de proverbe cu speratul. Deci noi sperăm să meargă lucrurile spre bine. Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră, am avut mai multe dialoguri și când nu erați consilier, și când nu erați încă hotărât, și când v-ați hotărât, și acum sunteți. E, cât de comodă este postura de consilier local, municipal, cum a spus dumneavoastră, în momentul în care îți vin proiecte de hotărâri și trebuie să ridici sau să nu ridici mâna, și când vezi proiecte de hotărâri pe care tu, ca om de afaceri, stai și te gândești, băi, parcă aici e o problemă. Ai uneori, pentru mine care sunt la început de drum în această calitate de consilier municipal,
mă simt câteodată aglomerat, în sensul și simt că este o anumită viteză de implementare a lucrurilor. Când vezi că sunt 30-40 de proiecte de hotărâre și stai câteva ore să le citești pe fiecare și apoi să le mai și diseci, note de fundamentare, rapoarte de specialitate, uită-te pe cifre, ele sunt fundamentate, nu sunt fundamentate, apoi discuții în comisiile de specialitate cu colegii. Unele dintre ele sunt hotărâri care sunt proiecte de hotărâre care sunt din categoria, nu știu, trebuie adoptate atunci, unele pot să mai aștepte și să mai fie analizate, mai fie discutate. În general, este un volum de muncă care te solicită și până la urmă, apropo de ridicat mâna, și aici trebuie înțeles că ești, faci parte dintr-o echipă, nu ești o individualitate care își spune părerea în cadrul restrâns, în cadrul grupului de lucru, dar când te duci în ședința de consiliu local, deja părerea trebuie să fie unanimă, pentru că nu fiecare se duce și își exprimă punctul de vedere cum crede el. Bun. Pot să înțeleg lucrul acesta. Ești într-o echipă. Dar eu aștept ca într-o ședință de consiliu local proiectele să fie explicate, nu doar votate. Adică lumea nu așteaptă momentul simbolic al votului. Ce așteaptă ca ori președintele de ședință, ori șeful Comisiei 1, ori șeful Comisiei Buget, ori șeful Comisiei Economice, să spună, am aprobat acest buget pentru că este oportun ca în zona respectivă să se întâmple niște lucruri. Și atunci noi ne luminăm cu toții, mai ales când ședințele sunt și online. Și sunt greu de urmărit. Altfel, contabilizăm și eu, și dumneavoastră, că și dumneavoastră dacă e online, stați acasă în fața unui calculator și votați de acolo, contabilizăm niște proiecte, niște chestii. De asta, ce așteptăm noi de la noul Consiliu Local este să primim niște explicații pe proiecte înainte. Am asistat și la ședințe în care bugetul s-a votat în 6 secunde. Pe ceas. Da. Dacă el a fost foarte bine discutat înainte, e posibil. Într-adevăr, vă dau dreptate. Ședințele de consiliu local sunt destul de seci pentru cel care se uită și le urmărește. Sunt niște titluri de proiecte de hotărâre din care nu poți să zici că pricep foarte mult dacă nu intri în măruntaile acelui proiect. Și da, chiar dacă ele sunt publice și cineva interesat poate să se ducă mai departe să cerceteze, să se pună la curent cu respectivul proiect, într-adevăr, poate ar fi de luat în considerare și o comunicare în sensul ăsta despre ce este vorba în amănuntul proiectului și doar titlul cele deci, câteva. Când se prezintă cuvinte. Proiectul, ar trebui spus, este un proiect care se referă la conservarea pieței Mărăței. Și de ce o conservăm? O conservăm pentru că acolo am preluat-o acum 6 luni și acum trebuie să o conservăm. Este un proiect pentru curățarea Cuieșdiului. Deci, este un proiect care modifică o hotărâre de Consiliu Local, astea sunt cele mai tari. Țineți minte cum se face? Că proiect de hotărâre am hotărârii cu tare. Toată lumea ridică mâna. Ei, toată lumea ridică mâna, nu cred că nu o spune, că în comisii se discută aceste proiecte. Adică te duci și știi ce votezi, nu votezi doar titlul. Dar, într-adevăr, pentru publicul larg, cel care urmărește, cetățenii care urmăresc ședința de Consiliu Local, este foarte posibil, în principiu, să nu înțeleagă mare lucru de acolo. De asta spun că este importantă comunicarea. Așa cum am apreciat comunicarea pe cele două culoare de transport, de mobilitate urbană, deci am apreciat această comunicare, iar ar trebui să fie firească. Dar haideți să revenim la tema noastră, că eu nu mă pot abține când discut despre administrație. Am alunecat imediat. Nu mă pot abține când discut despre administrație. Sunteți om de afaceri, antreprenor. Țineți legătura cu oamenii de afaceri. Sunteți consilier.
Eu v-am numit cureaua de legătură. Una din curele de legătură. Hai să-i spunem cureaua de legătură de dreapta. Deși oamenii de afaceri de stânga mai greu. Sunt. De stânga. Da, sunt. Nu, ei sunt de stânga politicieni, dar oameni de afaceri nu cred că sunt de stânga. Adică nu fac afaceri sociale decât dacă fac cu statul. Știți? Așa. Cum vede lumea afacerilor schimbarea de la primărie? Lumea afacerilor este încrezătoare. Pe de o parte și așteptările sunt ridicate. Nu este... Este o poziție destul de grea. Nu știu, am avut întâlniri cu diversi oameni de afaceri și ei așteaptă să se întâmple lucrurile. Haide să se întâmple. Adrian, ai ajuns acolo, fă aia. De ce nu se face aia? Vedeți? Știi, uite, tu îți vezi în continuare de drumul tău, de afacerea ta. Eu trebuie să-mi văd și eu în continuare de afacerea mea. Iar pe lângă asta, m-am implicat și în partea administrativă sau mai mult să zicem legislativă a municipiului Piatra Neamț. Lucrurile vor fi puse pe un făgaș, doar că încă o dată, trebuie, când ajungi de afară pare așa că e simplu și ușor de pus în practică. De ce nu se face repede un audit? De ce nu se curăță repede primăria? De ce nu deodată oamenii se schimbă? Oamenii nu se schimbă repede, doar că dacă văd că le dai un imbold într-o anumită direcție, lucrurile se vor pune pe acel făgaș. Oamenii de afaceri în general nu vor neapărat lucruri imposibile. La întâlnirea cu oamenii de afaceri, cred că cei mai mulți au zis că în primul rând să nu ne încurce administrația și să ne ajute acolo unde interacționăm cu ea, la certificate de urbanism, autorizații de construcție, autorizații de funcționare, lucruri clare să fie... Adică lucrurile să fie, cum să vă spun, predictibile și previzibile. Da, exact. În linii mari cam asta se așteaptă. Bun, dar cerințe speciale nu sunt. Bun, mai sunt niște cerințe de genul. O comunicare mai bună pe partea de proiecte de investiții viitoare, pentru ca antreprenorii locali să aibă acces mai ușor la sau să poată prelua investiții din municipiul Piatra Neamț. Lucrări de infrastructură mai mici sau mai mari, că oamenii de afaceri înțeleg că nu ține de municipiul Piatra Neamț, drumul expres Piatra Neamț-Bacău. Nu ține de... Da? Da. Cel mult să facă lobby în sensul ăsta. Dar dacă sunt niște străzi unde trebuiesc recondiționate sau facilitat accesul de ieșire din zona unde are unitatea de producție sau depozitele, o fabrică și până la străzile principale. Cam astea în linii mari. Bun, mai sunt anumite domenii, în special, cel puțin în perioada asta, unitățile de administrație, de alimentație publică, domeniul Horeca, care este afectat și orice sprijin pentru ei ar fi binevenit. Și nu e ușor cu un buget care este foarte strâmtorat, dar măcar predictibilitate. Deci predictibilitate, marea majoritate, asta ar cere. Bun, acum bănuiesc că ați discutat bugetul în mare. În linii mari. În linii așteptăm mari. Acum să primim și bugetul. Cum național. Cum l-ați caracteriza? Păi, în primul rând, sunt câteva... Cum l-aș caracteriza? Mai sunt niște discuții care trebuie purtate cu niște actori care influențează mult bugetul. Vorbim de societățile Consiliului Local, nu? Pe de o parte, societățile Consiliului Local. Pe de altă parte, un credit care ia mult din acel buget. Noi l-am prezentat în extenso. Da. Sperăm că discuțiile care vor avea loc în viitorul apropiat dintre conducerea primăriei și acești actori importanți să fie de bun augur și să mai dea așa puțină larghețe bugetului. Larghețe în sensul de a putea duce bani către investiții.
Până la urmă ați spus de coridoarele de mobilitate. Sper că ele vor fi puse în practică, vor începe lucrările în a doua jumătate a anului, care și acelea sunt tot investiții. Și ai nevoie de asigurarea unui cash flow pentru lucrările respective. Deci un flux de numerar. Partea care trebuie să o achite primăria, da. Că restul vine din banii de la din proiecte. Dar primăria trebuie să se asigure că banii aia sunt și inclusiv pentru, eu știu, poate unele cheltuieli neprevăzute care te poți aștepta. Sper să nu fie. Noi sperăm să fie cât mai mici. Da. Dar poate n-ar fi iarăși de lipsit de interes, că așa cum s-a discutat în conferința de presă și ni s-au prezentat coridoarele respective deocamdată pe niște filmulețe și machete, să ni se spună tot așa clar de unde vin cheltuielile neprevăzute. Pentru că aparent lumea o să spună așa, actuala administrație face aceste cheltuieli. Ea le face, într-adevăr, dar ele vin de la vechea administrație. Ori lucrul ăsta trebuie spus clar și prezentat oamenilor. Și este și treaba consilierilor. Este și treaba consilierilor. Acum eu, sincer să fiu, chiar poate sunt optimist, dar mizez totuși pe un sprijin mai larg. În sensul că o parte din actorii sau cei care au lucrat la adoptarea, la semnarea acestor proiecte, sunt încă în județ la noi și încă mai influențează lucrurile. A? Și mă pot referi la fostul primar domnul Chiti, care este vicepreședinte. Încă este în județ la noi. Este vicepreședinte la Consiliul Județean, care a sprijinit semnarea acestor... A semnat și a lucrat în sensul ăsta, nu știu, a venit în timpul campaniei electorale și s-a lăudat cu ele, cu câți bani vor veni. Acum sper să vină și cu sprijin în continuare și să nu ne ducem că gata, ele nu mai sunt bune. Într-adevăr, administrația actuală va deconta nemulțumirile oamenilor. Și de cele mai multe ori, oamenii nemulțumiți se exprimă. Deci oamenii nemulțumiți vin și spun că nu e bun. Oamenii care cred că este bun proiectul nu ies public să spună că... Dar nu știe lumea cum e proiectul. Asta este marea problemă. Și asta este o chestiune, într-adevăr, importantă și trebuie rezolvată într-un fel sau altul. Nu poți rezolva, dar cel puțin să faci pași spre o comunicare. Pentru că dacă nu, oamenii iau frânturi de informații și se canalizează doar pe câteva aspecte scoase în evidență, fie de opoziție, fie de o parte a presiei, care se concentrează doar pe câteva aspecte. Cum a fost cazul punctuale. Cu grădina zoologică? Da. Parcul zoologic, de fapt, că nu este e o grădină exact. Zoologică. Vedeți, numai, inclusiv doar denumirea aceasta, da. Grădină zoologică, deja te duce într-o anumită direcție, dar ea nu este grădină acolo, zoologică. Tot lipsa de comunicare a creat acel curent. Da. Nu există în momentul de față, din punctul meu de vedere, nu există clar o știință a comunicării proiectelor către populație. Bun, acum eu vă spun că în proiectele respective întotdeauna există componenta de comunicare și în proiectul ăsta există. Culmea e chiar și mare, nu e mică. A fost scoasă la licitație și este o firmă din Iași care se ocupă, care cunoaște foarte bine realitățile nemțene, pietrene, și care a considerat că pietrenii deja știu tot ce este nevoie și nu au nevoie să mai fie informați. Da, nu am informații despre chestiunea asta. Spunea domnul primar în emisiune. Da, știu că domnul Carabelea este nemulțumit de cum se lucrează pe partea asta de comunicare și cum își duce la îndeplinire contractul firma respectivă. Nu am mai multe informații în sensul să văd ce este prevăzut în contractul lor și ce demersul trebuia să facă. Aici cred că echipa de consilieri, indiferent care sunt ei, că sunt opoziție, că sunt de la putere, ar trebui să facă mult mai mult în sprijinul administrației. Chiar să o și preseze. În ședințe, să o și preseze puțin. Dom'le, haideți, spuneți-ne și nouă, că eu fac pariu ceva acum, să nu vă supărați pe mine. Sunt câțiva consilieri care nu știu. Este, încă o dată... Nici ei se explice.
Trebuie să pricepem un lucru aici. Un consilier municipal nu este full-time la primărie. Da? Ocupă mult timp, dacă vrei să cunoști. Corect, așa lucrurile. Este. Deci ocupă mult timp. Mie, persoana care chiar vreau să învăț și vreau să știu ce... Mi-a spus că vreți să vă duceți și la cursuri. Da. Încă nu s-au făcut pe partea asta de Institutul Național de Administrație Publică. Nu au mai publicat alte cursuri, dar voi fi acolo. Discut cu oamenii, prind de la ei, de la cei care au experiență, cum se întâmplă lucrurile. E, într-adevăr, multe lucruri sunt foarte încurcate. Un hățiș de acte adiționale, de nu știu, modificări, hotărâri de Consiliul Local peste hotărâri de Consiliul Local, nu mai știi de unde să le iei și unde să le pui, dacă vrei să le pricepi. Și atunci, clar că vor fi consilieri care, cărora le scapă anumite amănunte. Mai mici sau mai mari. Am înțeles. Numai că amendamentul este următorul. Te-ai dus acolo, da. Trebuie să faci jocul. Dar dacă te-ai dus acolo doar pus pe o listă de partid și să stai numai să aștepți ședința și indemnizația, nu este corect față de locuitor. Dacă te-ai dus acolo, într-adevăr, trebuie să-ți asumi totul și cu bune și cu rele. Eu nu încerc acum să construiesc o argumentație în genul unei scuze. Dar nu, Doamne ferește, nu, discutăm. Te-ai dus acolo, trebuie să-ți asumi, cum sunt și eu, mi-asum chestiunea asta, mi-era mult mai bine ca și doar ca antreprenor și om implicat în diverse proiecte sociale. Eram apreciat în sensul ăsta, cel puțin așa. Da, nimeni nu spune că nu sunteți. Implicarea politică îți poate aduce și un blam din mai multe puncte de vedere. Poate să-ți afecteze inclusiv business-ul, pentru că încă o dată sunt anumite aspecte care s-ar putea, la care s-ar putea să nu mai pot accede datorită unui conflict de interese care poate fi pus în discuție. Și atunci... orice afacere cu o instituție care ține, e bugetată de Consiliul Local, poate afecta. Deci... Păi și trebuie să înțelegem că, cel puțin în orașele cum sunt Piatra Neamț, angajații care lucrează la buget sunt într-un număr foarte mare. Și când ai o afacere care se referă către, care are ca țintă publicul larg și tu îți dai deoparte cumva o parte din piață, e... Dar, gata, am plecat pe drumul acesta de la o idee cât se poate de simplă, stăm pe margine și criticăm politicul și nu ne implicăm. Ok, hai să ne implicăm și dăm un exemplu, poate vin și mai mulți oameni alături. Ați plecat în campanie cu niște idei. Ați ajuns în Consiliu. Ați dat piept cu birocrația, cu modul administrativ de a se face lucrurile. Ce mai rămâne din ceea ce ați plecat în campanie, după ce ați văzut? Adică v-ați propus, nu știu, ce v-ați propus noastră ca idee. După ce dai piept cap cu capul de birocrație și de modul acela birocratic, nu am spus ilegal, birocratic, da, de a se face lucrurile, ce mai poți spera ca persoană care te-a implicat în politică? Trebuie într-adevăr să ai un anumit dram de speranță care să nu ți-o risipească aceste confruntări cu care dai piept. Ideea este că eu și oameni cu care, în care mai cred, care sunt implicați în politică, nu, eu cel puțin nu am o speranță de a schimba lucrurile așa peste noapte. Dacă le împingem cât de cât într-o anumită direcție, este foarte bine. Cât o să dureze drumul meu? Cât o să dureze drumul meu? S-ar putea că el să fie mai lung sau mai scurt. E adevărat că sunt niște cutume și o chestiune pe care eu nu o pot să o pricep, la care aș tot o mai întâlnesc, tot o întâlnesc destul de mult. Așa e politica. Deci chestiunea asta... Pe da, este celebra frază. Dom'le, până acum îl criticai pe X. Era hoț, criminal, mă rog, criminal mai puțin, economic sau să spunem administrativ.
și te vezi cu el într-o ședință și spui, domne, domnul a făcut lucruri bune. Păi, dar cum poți să spui? Așa e politica. Îl vezi pe unul care are competențe zero într-un anumit domeniu, că e pus director pe o societate a primăriei. De ce l-ați pus acolo? Știți? Politica. Astea sunt niște aspecte care trebuie ușor, măcar dacă nu pot, poate nu poți să le faci brusc, pentru că încă o dată sunt niște cutume, așa s-au obișnuit oamenii care fac politică, oamenii care sunt implicați în administrație, așa s-au obișnuit de ceva timp. Nu știu, uitați, municipiul Piatra Neamț scoate la concurs mai multe posturi în diverse departamente. Și știu că echipa de la primărie dorește să aibă cât mai mulți candidați și cât mai mulți oameni care să fie interesați de acest posturi. Dar sunt foarte mulți oameni, cu atât, buni specialiști, care pleacă de la premisa că sunt concursuri aranjate. Nu sunt concursuri aranjate. Într-adevăr, nu spun că acest gând s-a format în urma, această idee s-a format acum, în urma, eu știu, experienței sau ce au văzut oamenii în decursul timpului. Ce poate să creadă un om de pe stradă când vede așa concurs de angajare la o instituție publică județeană condusă de un anumit partid? Concursul se dă și îl câștigă șefa organizației municipale a partidului respectiv. Coincidență. Așa e politica. Da. Da. Cum pot eu să consider că lucrurile astea sunt ok când îmi apare în presă o listă în care spune așa, dacă votați cu noi, vei primi 1, post acolo, post acolo, post acolo. Așa e politica? După cum observați dumneavoastră și observați de mulți ani, de prea mulți ani, se pare că multe lucruri așa funcționează. Ca să schimbi modul lor de funcționare, îți trebuie ceva răbdare și perseverență și trebuie să fii îndărătnic. Poate chiar să-ți scurtezi drumul de politician la un moment dat? Da, în mod sigur. Asta. Bun, acum, uitați. Eu apreciez că s-au luat niște hotărâri. Eu nu spun că sunt bune sau rele. Dar s-a luat o hotărâre. De exemplu, parkingul. Da? Nu știu dacă hotărârea este bună. A zis, doamne, nu prelungim contractul de la parking decât cu 7 luni pentru ultima dată. Ceea ce înseamnă că multă lume a înțeles că e cu 7 luni de la data ședinței. Pentru că nimeni n-a explicat să ridice acolo, doamne, contractul de la parking pentru cei care au făcut contracte pe un an. Se prelungește din iunie sau din iulie, nu mai țin minte, și va fi până în februarie anul viitor. Da. Nimeni n-a explicat amănuntul ăsta. Dar trecem peste asta. S-a luat o hotărâre. Știți ce așteptam eu? De la executiv, de la un consilier să ridice în ședință să spună ok, am votat, suntem toți bucuroși că am votat. Care este planul din februarie? Că dacă facem planul în ianuarie la anul pentru februarie, iarăși facem o cârpeală. No. Și s-a votat pentru prelungirea cu 7 luni, tocmai în ideea că sunt deja contracte semnate pentru un an de zile. Nu știu dacă în proiectul de hotărâre, dar a fost un amendament, cel puțin, care să spună că viitoarele contracte se vor face până la 28 februarie, deci nu vor mai fi contracte pe... Vedeți? Vedeți ce important este ca lucrurile acestea să fie spuse? Așa. Și apoi, în viitorul apropiat și foarte apropiat, că zic eu, maxim 2 luni de zile, deja trebuie să se fie clar o strategie cu parcările rezidențiale și publice. Până la urmă, obiectivul ăsta este de a se face o strategie integrată atât a parcărilor rezidențiale cât și publice, cu două, pentru că să amintim, în, la sfârșitul anului, cred, expiră și contractul cu firma care se ocupă de celelalte parcări. Da, și apoi, că ați menționat de contract, contractul cu parkingul era până prin iunie 2020. Parcă așa țin minte. În contract scria că cu 6 luni înainte el trebuie, poate fi prelungit cu până la 3 ani. Și
S-a ales șapte luni din considerentul, pentru că deja erau contracte încheiate în luna ianuarie, început de februarie, și atunci am pus până la 28 februarie, pentru ca acele contracte încheiate pe un an de zile să nu sufere, nu știu, cum să zic, să nu fie impactate dacă se făcea doar pe 5 luni, de exemplu, contractul. Putea să se facă și pe 5 luni. Ce făceau? Ce se întâmplau cu contractele? Cei care au semnat contracte în ianuarie, februarie, pe un an de zile. Pe un an de zile au plătit. Ce se întâmplă cu diferența de bani pentru lunile respective? E corect, foarte corect gândit. Deci din punctul ăsta de vedere este perfect. Asta vă spun. Asta este o hotărâre care arată că se dorește ceva. Mai așteptăm și altele. Ele o să vină. Este o discuție. Partea asta cu parcările... Discutam și cu colegii din Alianță, se face o comisie care să cu specialiști, cu atât formată din consilier local, cât și din aparatul de specialitate al primarului, care să pună la punct o strategie coerentă pe termen lung, pentru că nu mai este de actualitate așa cum este în momentul de față. Și mai ales în plecând și de la faptul că o parte din locuri de parcare se vor desființa, coridoarele de mobilitate vor influența arhitectura și poziționarea locurilor de parcare, deci trebuie o strategie coerentă. Da, și poate trebuie găsită și o soluție de, știu eu, parcări din acelea inteligente, pe verticală, poate. Deci sunt analizate mai multe variante. Acum se face o inventariere a autovehiculelor abandonate. Este o sursă aceasta. Apoi, găsirea de spații pentru aceste gen de parcări. Până la urmă, un alt aspect, o realitate a municipiului este că nu are terenuri. Deci municipiul Piatra Neamț nu are terenuri unde toate s-au înstrăinat, toate spațiile dintre blocuri sau gata, nu mai sunt. Asta e realitatea. Trebuie să găsești soluții pe această realitate. Da, mai există și o altă realitate, că mai dacă cauți și te duci în profunzime, vezi că poți unele terenuri să le recuperezi, pentru că s-au dat ilegal. Există și această variantă, dar uitați și aici, trebuie înțeles și trebuie o dorință a mai multor consilieri, că până la urmă acolo unde se votează proiecte de hotărâre care țin de patrimoniu, ai nevoie de o majoritate de două treimi. Și 16 parcă, da. Și trebuie să înțeleagă și ceilalți. Noi suntem pe drumul ăsta. Ok, hai să mai renunțăm la așa-i politica. Bun. Cum funcționează Consiliul în momentul acesta? Consiliul în momentul de față... Vă spun ce constatăm noi. Că este rupt în două. PSD-ul și jumătate din ALDE, sau o parte din ALDE, și restul. Chiar nu există dialog între grupuri? Că vine bugetul acuș. Da. Și va fi votat cum în urma unor negocieri, inclusiv cu și discuții, inclusiv cu ceilalți, cu toți consilierii. Așa ar fi normal. Eu sunt cât se poate de deschis dialogului și încurajez dialogul. Eu nu înțeleg chestiunea asta, dacă ești la putere, nu mai ții cont de opoziție, sau dacă ești în opoziție, puterea nu mai ține cont de ceea ce spui. Sunt câteva aspecte pe care eu, ca și om proaspăt intrat în politică, punctele acestea, câștigarea de puncte politice și toată comunicarea și tot ceea ce faci să se ducă doar în sensul ăsta, încă nu le conștientizez atât de... Nu, acum, lăsând la o parte discuțiile, e foarte important ca la buget să existe, pe cât se poate, nu unanimitate, dar o majoritate un pic mai largă decât majoritatea aia simplă. De ce? Pentru este varianta ideală. Pentru că atunci ne dăm și noi seama că oamenii care sunt în Consiliul Local înțeleg necesitatea. Dacă nu, vedem doar că este jocul acela politic dus la extrem și deja e deranjant. E deranjant, dar până la urmă poți să privești partea, încă o dată. În momentul de față, în Consiliul Local s-a conturat o majoritate. Nu este de 16 consilieri, este de 13 consilieri în momentul de față.
Este o majoritate. Inclusiv bugetul se votează cu majoritate. Jumătate plus 1. Jumătate plus 1. Da. Clar că, din punctul meu de vedere, vor trebui deschise canale de comunicare cu toți consilierii. Deci eu nu merg că ăia sunt răi, ăia sunt rău intenționați. Eu cel puțin așa, dar încă o dată, eu mă voi ține de obiectivul ăsta. Pentru că și în celelalte partide, și avem, până la urmă discutăm de PMP, PSD în, și poate și o mică parte din ALDE, sunt oameni care au experiență, care pot să-și aducă contribuția. Deci nu înseamnă gata, avem o majoritate de 13, voi nu mai contați. Eu nu sunt de... Pe când credeți că vom asista la proiecte promovate de consilieri? Acum, idei de proiecte, mai sunt și consilieri care vin cu idei de proiecte. Și ele și se ele duc și le materializează. Da. Asta la putere, cei de la putere, da, în general se întâmplă, da, lucrul ăsta. Da. Și ele se duc către aparatul de specialitate al primarului și sunt... în rest, nu știu, nu pot să vă dau un răspuns cam când... Deci, la noi în România lucrurile funcționează invers. Am spus-o de numărate ori în emisiune. Toate proiectele vin dinspre executiv și legislativul votează proiectele propuse doar de executiv. Foarte rar vin proiecte dinspre zona legislativă, din motivele pe care le-am amintit și dumneavoastră. Asta nu înseamnă că dacă proiectele sunt promovate de executiv, ele nu vin în urma unor discuții și cu ceilalți oameni implicați, inclusiv cu consilieri, și mă refer în special la consilieri. Deci, în urma unor discuții au reieșit unele dintre ideile de proiecte promovate de executiv. Da, este... Asta e idealul, până la urmă, să avem, dar să și știm cine le promovează, știți că e important. Bun, acum, pe final de emisiune, antreprenor, afacerea cum mai merge? Uitați, când am plecat în această discuție cu dumneavoastră, am zis că discutăm mai mult despre mediul de business. Vânde, mai merge afacerea. Ne-am dus. Afacerea, cel puțin în ceea ce privește afacerea mea, Platinum Optic, este pe un făgaș bun, normal, ceva cu câteva puncte de scădere față de perioada similară a anului trecut, dar care sunt de înțeles. Foarte, foarte, foarte multă atenție la cash flow, flux de numerar și foarte mare atenție la cheltuieli. Aici este concentrarea maximă. În perioada asta... Da, aici este concentrarea maximă, dar avem și proiecte curajoase în continuare de investiții viitoare. Din păcate, uitați că sunt niște aspecte cum e măsura 3 de sprijinire a mediului de business, prin care se făceau niște alocări din fonduri europene. A căzut pe că unii s-au gândit să mai fraudeze cumva. Este genială chestia. Da, deci, se dădeau, se le spunește, între 50.000 și 200.000 de euro pentru oamenii care demonstrau, unul, că vor să facă niște investiții, nu neapărat să cumpere apartamente, să le închirieze, să facă investiții. Așa este, într-adevăr, în măsură era prevăzut și achiziția de imobile. Așa. Și acolo trebuia să pui o cotă de cofinanțare. Da. Niște băieți deștepți care au avut acces la platformă, cum au avut-o, au stat până în ultimele zile, ultimele ore, au calculat exact de la ceilalți care erau cotele de finanțare și ei au pus cota de cofinanțare cât să treacă în față ca punctaj. Acum am înțeles că aceleași calcule le face și DNA-ul, deocamdată în REM. Măsura a intrat sub incidența unui control de la Corpul de Control al primului ministru, care au făcut controlul și au trimis mai departe către DNA. Au dat o măsură care, când am văzut-o, am zis că, uite, foarte bună, foarte bună. Păi cu 200.000 de euro la o afacere, da, ca dumneavoastră, nu înseamnă că sunt bani, că nu ți se dau 200, nu ți le dau 200.000 de euro. Veneai cu o confinanțare destul de consistentă, că până la urmă se puncta inclusiv acest aspect în nivelul cofinanțării. Doar că, uite, câțiva băiești care
au vrut să facă, să încurce lucrurile, le-au încurcat. Vedeți? Da. Vedeți? Acum mi-am dat seama, deci încep să vorbească când te aprobă. Când te aprobă, atunci. Deci, să le iau liniște. Așa. Deci, da, măsura era bună, gândită, bine, aplicată, adică neaplicată acum, dar să nu uităm că și celelalte două măsuri, prima, haideți că s-o mai dus aia cu 2000 de euro pentru PF-uri, PFA-uri și PMI-uri, dar cea de-a doua e undeva la început, așa, deși au fost toate cererile aproape verificate, pentru că nu exista buget. Da, nu exista buget, măsura a treia a căzut, mai urmează o... Le recomand oamenilor de afaceri să se uite atent la programele de finanțare viitoare, că nu sunt greu de accesat. Parcă s-au mai schimbat un pic regulile, nu? Deci, sau mi se da, pare mie? Deci nu sunt greu de accesat, se încurajează firmele sănătoase, deci se încurajează firmele sănătoase, sunt axe de finanțare și de sprijin și a firmelor care trec prin probleme. Sper ca să nu... Am să urmăresc atent statisticile macro și sper să nu fie o perioadă care să cadă multe business-uri, pentru că până la sfârșitul anului multe dintre afaceri și-au amânat plata datoriilor și atunci au primit o gură de oxigen în felul acesta, dar dacă în toată perioada care au avut-o la dispoziție nu s-au restructurat și nu au aceleași cheltuieli și atunci vor avea mici probleme în viitor apropiat. Da. Să sperăm că lucrurile se vor îndrepta, nici nu mai știi ce să spui. Vine valul, trece valul, vine vaccinul. Deci avem trece un buget în momentul de față care este curajos și este centrat pe partea de investiții. Pe urmă, o creștere prognozată de 4,3%, o iei în calcul. Sperăm că să nu mai avem valul 3, 4, 5 de... Decât la mare, eventual, dacă mergem la mare val. Da, sperăm doar acolo să mai avem valuri și că să fie format, să vină doar de la apă. Da. Și campaniile de vaccinare să meargă în continuare, să vedem că măsurile de relaxare continuă să ne dea acea libertate de a să sperăm că așa se va întâmpla, să sperăm că Piatra Neamț va primi un suflu nou odată cu noua conducere de la primărie și cu noul Consiliu Local. Sincer, m-am bucurat că acum sunt mai mulți oameni de afaceri în Consiliul Local decât înainte. Deci, sunt oameni sau cei care au legătură cu afacerile. Deci, e bine lucrul acesta, e bun lucrul acesta, dar așteptăm, cum spuneam, și de la dumneavoastră și de la ceilalți, ca atunci când simțiți că un proiect nu este explicat cum trebuie, chiar în ședință, poate ar fi bine să explicăm despre ce am este. Am să propun colegilor chestiunea asta. Nu mi se pare chiar ușor de pus în practică, dar am să propun să facem un test ce ar însemna să se explice proiectele în cadrul ședinței. Durează fix un minut. Un minut. Fiecare proiect. Da, depinde de nivelul de detalii la care vrei să ajungi. Sincer, eu mi-aș fi dorit să fiu consilier local pentru un singur motiv. Când începea ședința, proiectul cu tare, mă scuzați despre ce este vorba. Ați fost la ședința pe comisie. Zice, da, dar n-am înțeles. Vreți să mai îmi explicați o dată? Era o perioadă când în ședințe erau invitați toți șefii de servicii și direcții din primărie. Și câte un consilier spunea, noi n-am înțeles aici. Și era șeful de ședință, domnul de la executiv care răspunde de domeniu, care-i problema aici? Asta se întâmplă în Consiliul Județean, se întâmpla, nu mai știu acum. Că acum cu online-ul nu mai știm. Deci, și atunci erau lucrurile atât de drăguțe încât înțelegeam până și noi neaveniții din presă despre ce este vorba. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Tot mai puțină lume vrea să vină la emisiuni de genul acesta. Nu înțeleg de ce. Nu știu, acum știți cum e.
Te poți gândi dacă spui vreo prostie. Și dacă spui o prostie, ce? Eu nu am nicio emoție, pentru că sunt deschis. Prostiile sunt făcute ca să fie îndreptate. Când o faci cu bună credință... Da, dar rămâne înregistrată, domnul Bălănescu. Câte prostii spunem toți. Oameni buni, am spus atâtea prostii. Gata, ne oprim aici. Mulțumesc, domnul Adrian Lugan. Eu vă mulțumesc și vă urez o primăvară frumoasă. Vă doresc mult succes în ambele ipostaze, în trei ipostaze, afacere, Consiliul Local și, în primul rând, familie. Să fie toate bune în toate cele trei ipostaze și să ne vedem sănătoși la alte emisiuni. Așa sper, să ne vedem cu bine și să fim la fel de deschiși și... și zâmbitori. Zâmbitori, da. Cele bune, la revedere, numai bine. La revedere.